Un alt fotbalist mușcelean ajunge la echipa de seniori a clubului Rapid București. Este vorba despre Bogdan Manole, originar din satul Lămăiești, comuna Valea Mare Pravăț, cel care a semnat recent cu giuleștenii și a ajuns deja în cantonamentul din Antalya, acolo unde se mai află și câmpulungeanul Ștefan Ghiță. Rapid continuă să se întărească în vederea promovării în Liga a doua prin aducerea unui fundaș central pe care antrenorul Daniel Pancu l-a dorit foarte mult. Noul fundaș central al Rapidului, Bogdan Manole, s-a născut la Câmpul Lung, a crescut la juniorii lui Sporting Pitești, după care a semnat primul contract de profesionist cu Înainte Modelul, unde a jucat 2 ani în Liga a treia, iar în vara lui 2017 s-a transferat la Dunărea Călăraș. Sub comanda lui Dan Alexa, Manole a devenit un om de bază, reușind să înscrie 3 goluri în cele 24 de meciuri jucate sezonul trecut, scrie site-ul fcrapid.ro. La finalul sezonului 2017-2018, Bogdan Manole chiar a promovat în Liga 1 cu Dunărea Călăraș și, prezent pentru câteva zile acasă, a vorbit pentru Mușcel TV despre acel sezon. A fost un sezon destul de bun, adică foarte bun, pot spune, din moment ce am promovat. Ăsta a fost principalul obiectiv, cu toate că la început era greu de realizat, din moment ce, nu știu, echipa avea foarte puține puncte și era în zona de jos a clasamentului, dar apoi am câștigat aproape toate meciurile și ne-am clasat pe o poziție foarte bună, zic eu. Eu mi-am propus să joc în Liga 1 și să joc cât mai multe meciuri. Acum întâi să fiu sănătos și apoi vedem ce urmează. Nu a reușit deocamdată, însă a ajuns la un club cu tradiție în fotbalul românesc, iar vârsta, 22 de ani, îi permite să-și îndeplinească și acest vis. În turul acestui sezon, mușceleanul a jucat pentru CSA Fumați în 13 din cele 14 meciuri disputate de ilfoveni, în care a marcat de 2 ori și a fost titular pe Giulești în partida cu Rapid încheiată la egalitate 0-0. Conform transfermarket.com, valoarea mușceleanului este de 250.000 de euro, doar portarul Drăghia din lotul rapidiștilor având o cotă mai bună. Așa, după cum spuneam, în curtea giuleștenilor, mai exact la centrul de performanță Rapid, se află și un alt mușcelean, Ștefan Ghiță, jucător care a început fotbalul la CSS din Nicu Golescu Câmpul Lung, iar în această perioadă de cantonament se află sub comanda lui Daniel Pancu la echipa mare. De-a lungul anilor, din zona Mușcel, pentru Rapid București au mai evoluat Sandu Neagu, originar din comuna Stâlpeni, și Gică Butoiu din Dragoslavele.